Fata asta a păcălit o grămadă de oameni inteligenți, a reușit să meargă cu private jet pe gratis, a stat la un hotel de lux pe gratis și să nu mai spun de haine scumpe. Inventing Ghana, serial, după un caz real. Este o perioadă ciudată, am mai discutat noi cu seriale, filme, documentare despre țepe. E un trend. Avem documentarul cu femeia care a făcut compania cu sânge și acum a ieșit și serial pe topicul ăsta. Mai avem și uh, faza aia cu uh, WeWork dacă știți, era un documentar de la Hulu, acum a ieșit și uh, serial. Sau iese de la Apple. Mai este și serialul Super Pump, care momentan are 3 episoade când filmează asta, dar urmează un reveu, îi despre Uber. Există un interes pentru țepe de influencer sau țepe de uh, aplicații sau companii, nu doar țepe, ci în general aplicații sau site-uri sau cum au, au ajuns oamenii ăștia aici. Știi de ce spun asta? Pentru că mi-aduc aminte foarte clar. Acum câțiva ani eram tânăr înainte să iasă filmul Social Network despre Facebook. Știi care erau discuțiile, deși era regizat de David Fincher? Erau: Ce poți să faci despre povestea Facebook? Ce? Cum o făcut-o la site-ul online și o, o, o făcut butonul de like? A ieșit filmul, e un clasic, e unul din preferatele mele, l-am văzut la cinema când eram tânăr și a câștigat și eu o grămadă de laude, de premii, tot ce vrei. Bănuiesc că David Fincher a fost Head of his time și uite-te unde suntem astăzi. Dacă nu faci ceva despre o aplicație, despre o țeapă, n-are rost, deci cui pas. Ne așteptăm, în curând o să vedem ceva documentar sau film despre ăla care a inventat TikTok-ul, ăla care a inventat Instagram-ul și mergem mai departe. Dar spuneam de entuziasm, eram împărțit, nu știam exact povestea femeii Ana Sorokin sau Ana Sorokina, Uh, dar mi-am cam dat seama despre ce e vorba, nici nu e atât de greu de înțeles și serialul în sine a arătat destul de basic, ca ceva de pe Netflix, nimic foarte special și nu mă interesa nici povestea atât de tare. Este un documentar, îl urmăresc acum pun câte un episod în fiecare seară, am uitat cum se numește, Generation H Hustle, cred că îi spune și... Nu e pe Netflix, e pe alt serviciu de streaming. Este un episod acolo despre ea, despre Anna Delvey, dacă vă interesează mai mult cu realul. Că serialul bagă și multe chestii de la el, am impresia. Nici nu, a treb Nici nu trebuie să mă documentez ca să îmi dau seama că unele chestii poate sunt puțin învârtite. Are nouă episoade, dacă nu mă înșală memoria, și are nouă episoade foarte lungi. Am dat drumul dup -ă, într-o după amiază, chiar dacă nu eram neapărat interesat de subiect. Ce și și nu m-a prins, de aia am stat atâta timp departe, că nu-mi place actrița, nu-mi place cum joacă. Din, nu m-a atras nimic. Știu cine e, știu că actrița e și din Ozark și din mai multe chestii, chiar și indie. Dar eram nu-mi place, aud acolo accentul ăla forțat, îmbărligat overreacting, despre asta mai încolo Ana este o fată care vine din altă țară, în America și vrea să facă parte din elita, elita oamenilor bogați, elita oamenilor importanți, nu vrea să fie știți că există câteva, ca un tort, există câteva straturi, câteva clase sociale evident, cei cu influencer, deși sunt foarte bogați sunt mai pe sărăcie, nu sunt atât de importanți, între pe Brad Pitt, cine e nu știu ce influencer, la o să râdă de tine, la fel și alți oameni chiar importanți care au și un talent sau au făcut ceva. Ea acolo vrea să intre. Ea nu, da, serialul bagă o componentă la greu Instagram-ul, dar ea nu vrea neapărat să fie influenceriță. Ea e la o scară mult mai mare, cu arta, și cum reușește ea să intre în conversație cu oameni destul de importanți din uh, New York, spune că are niște bani, tatăl ei este foarte bogat în Germania și după 25 de ani sau ceva de genul, o să aibă vreo 60 de milioane în cont. Dar până nu are acces la banii aia momentan, da, este fucking rich. Toată lumea o crede, o vede îmbrăcată frumos o, și vede că ea cunoaște tot mai mulți oameni și că se bagă în seamă și toată lumea o crede. De acolo pornește un șir de țepe, o, nu știu dacă da, țepe, țe, țe. schemuri, ori ă, ia bani de la oameni, ori nu plătește, există cazuri când, ia cardul unei femei și cumpără haine de mii de dolari și există cazuri în care merge cu cineva într-un hotel din ăsta mega bengoz din Morocco, dar nu plătește pentru el. A, nu merge cardul. Dar golul ei îi nu să facă mișmașuri din astea mici. Ea încearcă să lovească foarte sus, vrea să deschidă o galerie de artă care poartă numele Anna Delvey Foundation și pentru asta are nevoie de un împrumut modest de 40 de milioane și acolo se îmbărligă. Julia Garner nu este o actriță rea sau ceva, din ce aud face o treabă foarte bună în Ozark și cred că a câștigat și ceva premii pe treaba asta, dar aici parcă jonglează cu un accent insuportabil. Și am trecut, îți dai seama, am văzut nouă episoade, m-am obișnuit că așa vorbește ea, e ok, am mers mai departe, Problema intervine atunci când are niște reacții demne de desene animate, pe bune, de la urlat, la a enervat, la a uitat în oglindă și zâmbind. E, e o linie atât de subțire încât încep a... Ăsta nu e un om care există, ăsta e un personaj, știi ce vreau să spun? Nu, nu mi oferă credibilitate tot timpul. Și povestea se împarte în două, mai este Ana... Uh, Chalumsky, sper că nu i-am greșit numele, care este o reporteriță de la un, o redacție evident și investigează în paralel ce a făcut fata asta și mai nimeni nu are neapărat o poveste mare despre ea și ea vrea să scrie articolul ăsta, vrea să break the story, mai și însărcinată pe lângă, deci Provocarea e tot mai mare, plus că a mai făcut în trecut alt articol care nu a picat bine cu oamenii, deci e multă presiune pe ea. Nu pot să spun că m-a deranjat, dar și reacțiile ei sau serialul o pune în anumite situații ca să o arate atât de învingătoare încât îți vine doar să-ți dai ochii peste cap de multe ori. Și să nu mai spun că busola ei e un pic stricată, nu știi câteodată. Îi, îi, de acord cu Ana, îi de parte, nu îi de parte, o ajută, nu o ajută, îți, nu, nu, știi, e neutră, nu, nu știi care e faza cu ea. La Vern Cox este o regină, ca de obicei, a jucat foarte bine, îmi place de ea din Orange is the New Black, deși nu apare mult aici, oriunde o văd, parcă mai aduce un pic de flair sau flawless în, în producția în care îi, și aici aduce și un pic de funny, funny moments, ce ai nevoie pentru că serialul vrea să bage multă st tensiune și anxietate în tine și mai intervine ea în mișcene. scene. restul mai sunt personaje care sunt efectiv enervante sau pe lângă, ca, ca o prietenă de ei, Rachel care rămâne fără bani pentru că asta îi trage o țeapă cu un hotel din Morocco și bla bla bla, dar ea scrie cărți după aia și în același timp și plânge. Și nici nu, nu poți să fii de partea ei nici cum. La sfârșitul zilei, Inventing nu este un serial atât de rău. Și îl salvează ceva, anume, el, ceva specific îl salvează. Contează asta că are 9 episoade și îs lungi. Unele de o oră și editatul, montajul. Tot timpul se întâmplă ceva. Și a, din cauza asta... Nu pare așa de lung. Vă spun că am văzut seriale cu 8 episoade de, să zicem, nu o oră, dar 50 de minute sau 44 de minute care s-au simțit mult mai lungi. Aici cumva nu lasă 5 minute fără să nu se întâmple ceva, fără să nu dea cineva un telefon, fără să nu spună o persoană de unde plătește asta, tot timpul trage câte o mică sfoară. Îmi plac și să cum ar fi tipul cu Fire Festival, care își face apariția și dezvoltă ceva acolo sau ăla cu farma, mai că și Nelly, scrinele, nu mai știu cum îl cheamă și la un moment dat pe un perete unde avocatul ăla, unde are birou avocatul ăla, scrie pe un perete sus WeWork. Semn, dar nu știți schema cu WeWork, vă recomand documentarul, îi, ei a Puneau uh, spații de birou, imobiliare, era, era o schemă imobiliară acolo. So, regulile astea au fost drăguțe. Nu toți actorii sunt enervanți, dar se vede că povestea este îndoită un pic pe alocuri de dragul divertismentului. Și ok, că serialul îți spune asta de la început, uh, îți spune că povestea asta e total adevărată și total fabricată, totally made up. Ceea ce înțeleg că e și un joc de cuvinte pentru că Ana avea poveștile inventate, dar în același timp serialul spune la începutul fiecare, fiecărui episod că e un sâmbure de adevăr, unul mare, am mai am, am înflorit și noi. Știi că când îți oferă foarte multe momente de anxietate, de exemplu la un moment dat ajung într-un hotel din Morocco, Maroc, 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 și trebuie să plătească și tot stau acolo la casă, transpiră în afară de Ana care stă pe telefon și ignoră efectiv că ea tot spun că cardul dumneavoastră nu funcționează, ea stă și eu eram acolo. What the fuck? ai, tu ai zis că facem călătoria, eu plecam... Nu l-am câmpii. Sau când ia un private jet și nu plătește, efectiv pleacă cu el și spune, mă voi. Și înțeleg și de ce au continuat oamenii să se uite, de ce au dat play și după aia nu au mai putut să se oprească pentru că au vrut să vadă constant cât de departe îi merge șmecheria. În rest, cum este filmat, muzica, ceva actor special, ceva momente speciale, știți deja povestea, nu este nimic de văzut sau lăudat aici pe, pe partea asta tehnică, să zic, e ok. E un alt produs de streaming. Îți recomand să mai cauți despre fata asta dacă chiar ești interesant. să la începutul episodului, să vezi un, uh, un episod dintr-un documentar. Îi, îi, îi desul, apare și avocatul E acolo și apare și prietena ei, Rachel, și alte personaje care nu au apărut în serial. So, that's that. Și o să închid cu tot timpul o să meargă poveștile astea. Trăim într-o perioadă în care uh, poveștile cu clasele sociale, ați văzut Squid Game, a mers foarte bine, sunt foarte relatable pentru mulți oameni, asta îi interesează, asta au un cap foarte constant, mulți oameni astăzi, cum să fac să ajung și eu acolo, cum să fac să-mi iau și eu un telefon, cum să fac să nu știu ce. Și în momentul în care apare câte o poveste de genul sau treaba aia cu Fire Festival de au plătit oamenii 10.000 de coco pe un bilet și au primit un sandwich cu o felie de brânză Hochland, Merg foarte bine că uite-te mă la ăștia, e foarte mișto să râzi de ei, e foarte mișto, îi e, e ating, înțeleg de ce. Așa și aici, uh, sunt convins că mulți oameni care s-au uitat la ăsta s-au gândit ce le-a dat -o la bogătanii ăștia, i-au făcut pe degete, foarte bine, foarte e bine, ce e bine. Dar dacă... Nu excluzi finalul, de multe ori nu au ieșit bine, nici ăla cu Fire Festival, nici aia cu WeWork, nici aia cu Sângele, nici asta. Nu e un final atât de fericit niciunde, dar ție ție se știu că ție ție se mai bine, șmecherie știu. partea mea inventing Ana primește jumătate de scut. nu e rău, e ceva simplu dacă vrei să-i dai să meargă și dacă nu știai povestea asta de Ryuko, serialul o să te ajute să o facă un pic mai extravagantă. Ai văzut Inventingana? Ce crezi tu despre? Lasă-mi în secția de comentarii. Mersi că ai stat cu mine, vizionare plăcută!